Salutare și bine ați revenit! Azi este a patra zi, fără țigări. Ce voiam să vă spun acum este 9 dimineața și voiam să vă spun că m-am trezit, m-am trezit cu un gust de tutun în gură. Foarte ciudat. Până acum nu mi s-a mai întâmplat. Abia în a patra zi mi s-a întâmplat treaba asta. Nu știu de la ce, nu știu de ce să vă spun, dar posibil ca corpul meu să elimine nicotina din corp, tutunul din corpul meu. Nicotina, practic. Și din cauza asta m-am trezit cu acel gust de țigară în gură. Cred că asta e altceva, nu știu ce să vă spun. Ceea ce pot să vă mai spun este că mi s-a ascuțit mirosul. Simt aproape orice prin jur. Gustul la fel. Gustul mâncării este mult mai puternic. Este atunci când mănânc, știți cum era reclama aia, că simți curcubeu pe cerul gurii. Ceva de genul ăsta, simți toate gusturile. Asta e foarte tare. Ok, cam asta e până la ora 9 dimineață. Ne mai vedem pe parcursul zilei. Încă o chestie ciudată, am niște momente de somnolință, pur și simplu îmi cad ochii în gură, nu știu de la ce, nu știu dacă are legătură cu fumatul, sau, dar până acum n-am mai pățit, deci pur și simplu îmi cad ochii în gură, deci abia mă abțin să nu adorm, curmea ca seara am dormit. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Ciudat. Deci am găsit un articol interesant. O să vi-l citesc și vouă, pentru că este important atunci când te lași de fumat să știi treburile astea. Primul rând, evitați alcoolul. Evitați alcoolul și alte activități care vă pot declanșa pofta de a fuma. Anumite activități vă pot declanșa pofta de a fuma, iar consumul de alcool nu face excepție la această regulă. Corect. Când ne lăsăm de fumat, trebuie să renunțăm pentru o perioadă și la alcool. Orice alcool, nu contează, că e bere, că e vin, că e... Nimic, niciun alcool, nici pic de alcool nu trebuie să bezi, pentru că ce se întâmplă? Ne declanșează pofta de a fuma. Bun. Este bine așadar să bezi mai puțin alcool atunci când începeți cura antifumat, adică deloc. Mai bine, eu vă spun că cel mai bine este să nu beci. În situația în care consumul de cafea vă îmbie la fuma și o țigară, înlocuiți cafeaua cu ceaiul pentru câteva săptămâni. Câțiva dintre voi mi-ați mai spus treaba asta, nu mai bea cafea, pentru că cafeaua este aceeași treabă cu țigarea, te duce. Deci, ce am învățat din treaba asta? Renunțăm la alcool, renunțăm la cafea, bem ceai. Bun, pentru câteva săptămâni, deci nu trebuie forever. De asemenea, dacă obișnuiați să fumați după ce serveați masa, după fiecare masă fumăm, nu încercați să faceți altceva în acest timp. Adică ei dau de exemplu să mestești gumă sau să te duci să te speli pe dinți. Păi ok, asta făcea și înainte, dar bine, nu mestecam gumă. Dacă mestec gumă, mă apucă iar foame. Ok, următorul pas este, faceți mișcare. Da, exact cum am gândit și eu, pentru că dacă fac mișcare, voi uita de țigări și plus că după ce faci mișcare, nu ai chef de fuma, nu ai chef de țigare, nu-ți vine să fumezi. Activitatea fizică vă va ajuta să reduceți pofta de nicotină. Când tânjiți
după o țigară, puneți-vă rolele și ieșiți la răgat. Păi da, dar eu nu sunt cu rolele, deci o să ies doar la răgat. Consumați fructe și legume. Nu țineți diete în timp ce vă lăsați de fumat. Corect. Nu renunțați nici o clipă la ceea ce v-ați propus. Nu renunțați nici o clipă la ceea ce v-ați propus.